Scene de o violență inimaginabilă au fost filmate la Oradea. Trei tinere de 16 ani au tăbărât cu pumnii și cu picioarele pe o fată de o vârstă cu ele, ca să o pedepsească după ce ar fi înjurat-o pe Facebook pe una dintre agresoare. Imaginile de o cruzime care vă pot afecta emoțional au stârnit valuri de furie pe internet și toată lumea a cerut pedepsirea bătăușelor. Polițiștii au deschis deja un dosar de cercetare penală. Te-am înjurat, de ce să te înjuri, Flavia? Bă, măcar nu mi-e mă să mă te chem pe bol, că ești martor. Nu, nu sper că te nevărătă. Jos. Aceste imagini au fost surprinse într-un parc din apropierea Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea. Aflate în afara școlii, agresoarele au chemat-o acolo pe cea care avea să le devină victimă, fără să explice de ce. Au încolțit-o și s-au răzbunat violent. Agresoarea a chemat partea agresată să aibă o discuție, nu știu despre ce era vorba complet, doar din investigațiile făcute se pare că este vorba de o bârfă. Milă de ea, mă! Milă! Dina! Milă de ea! Hai cu minte, mă! Ia! Deși au văzut-o prăbușită pe alee, fără pic de apărare, fetele au continuat să o lovească. Una dintre colegele agresoarelor a filmat totul și a postat imaginile pe Facebook. Polițiștii le-au văzut și s-au autosesizat. A fost întocmit deja dosar penal, iar cercetările au fost preluate de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Oradea. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii de proximitate orădeni au identificat cu operativitate atât victima, o tânără de 16 ani din Oradea, cât și pe cele trei adolescente bănuite că ar fi agresat-o, toate de 16 ani din Oradea. O anchetă a fost demarată și la nivelul școlii. Din punct de vedere al școlii, am convocat Consiliul Clasei, urmează să ne întâlnim cu cele două părți, agresată și agresoare, și inclusiv cu cei care au asistat, și să luăm măsurile conform regulamentului școlar. Potențialele sancțiuni sunt prevăzute în statutul elevului, încep de la observație individuală, mustrare scrisă, retragerea temporară sau definitivă a bursei școlare, mutarea disciplinară într-o clasă paralelă din aceeași unitate și pot duce până la exmatriculare. Totuși, pentru că sunt în clasa a noua când învățământul este obligatoriu, agresoarele nu vor putea fi exmatriculate, așa că se vor alege, cel mai probabil, cu nota scăzută la purtare.